Yo guys, aici este gazda dumneavoastră Dominic și astăzi v-am pregătit un videoclip special Back to School. Dacă tot e la modă, dacă tot e în training acest subiect, facem un Back to School Essentials cu Dominic Silaghi. Niște lucruri, niște chestii care eu le consider că ar aduce un plus fitului, garderobei tale, pe proprie imagini, să zic așa, dacă le ai pentru Back to School trend, chestia asta și așa mai departe. Strict chestii pe care eu le consider că aduc un avantaj dacă le ai, dacă le porți, un avantaj look-ului, un avantaj propriei, nu știu, un credere de sine și așa mai departe. Guys, niciodată nu v-am cerut chestia asta, dar neapărat la videoclipul ăsta hai să strângem 1000 de like-uri. Vreau neapărat ajutorul vostru. Am 9 chestii esențiale back to school. La numărul 10, neapărat să înscrieți acolo voi care este lucru esențial pe care trebuie să-l ai, nu știu, în stocul ăsta back to school pentru persoanele, evident, care merg la școală, care merg la facultate, de ce nu? Neapărat al 10-a lucru esențial, scrieți acolo, sunt curios de părerea voastră. Haideți să dăm drumul. Primul și primul lucru, trebuie neapărat să ai un hoodie fire, un hoodie mișto rău, dar hoodie-ul ăla care să ieși în evidență și cu care să te simți bine. Încă de la început vreau să vă anunț că oarecum o să mă gândesc și la variante accesibile pentru toată lumea, dar și la, nu știu, variante mai scumpe, mai mișto, mai exclusiv, să zic așa. E bine, în acest caz hoodie-ul care mi se pare așa mișto în ultima perioadă și care ar atrage atenția sunt cel de la Spider. Dacă nu știi, Spider acum este un brand destul de interesant și au hoodie-uri foarte mișto. Nu mi-am cumpărat niciodată, dar am avut ocazia să le văd în realitate și să le simt și materialele. Au bumbacul la tare, ăla așa mișto, ca și cum ai scoate o haină proaspăt spălată de bumbac, nu, au materialul la mișto tot timpul și da, au culori interesante, chiar arată mișto un hoodie din la Spider. Un hoodie mai accesibil, să zic așa, sunt cele de la Nike. Avem hoodie-urile alea cu Nike logo mare pe față sau cu Nike brodat mic pe lateral. Hoodie-urile astea se învârt undeva la 300-350 de lei, dar dacă aveți noroc, puteți să le găsiți până în 60 de lei în SH sau în piețele de vechituri. Deci avem aici trei variante de prețuri. În SH și în piețele de vechituri, evident, se găsesc multe chestii faine și așa mai departe, deci vă recomand dacă aveți sau dacă pur și simplu vreți să economisiți. Nu neapărat dacă nu aveți bani, dacă vreți să economisiți, găsiți o grămadă de hoodie-uri mișto în piețele de vechituri și nu neapărat hoodie-uri care le are toată lumea. De-aia obișnuiesc să mă duc în piețe, că nu port același hoodie de la Zara care apare toamna, să zic așa, și toată lumea îl are. Deci în acest caz vă recomand să aveți un hoodie mișto care să vă simți, în primul rând, să vă simțiți bine în el, să zic așa, să vă placă vouă. În al doilea rând, așa să fie calitativ care să vă țină până la urmă tot anul școlar. Bine, evident, dacă vreți, puteți să investiți într-un hoodie designer sau off-white sau așa mai departe, dar să dați până în 2000 de lei pe un hoodie mi se pare extrem de mult. Dacă vreți un essential de la Fear of God sau așa mai departe, primul lucru esențial care aveți nevoie pentru școală e un hoodie confortabil, mișto, care să mergeți așa zilnic cu el. Dar da, un lucru esențial care vă recomand este un hoodie în care să investiți și în primul rând să vă placă și, cum v-am mai spus, repetați de atâtea ori, să fie mișto și așa și să faceți un outfit în jurul lui. Prezentarea lucrurilor nu e neapărat ierarhică, adică dacă locul 1 trebuie să fie cel mai important, nu, pur și simplu aleatoriu alese. Pe locul 2 avem pantaloni. Pantaloni de training, neapărat să aveți o pereche gri foarte mișto și o pereche neagră. Pe lângă blugi, pe lângă cargo pants și așa mai departe, ce pantalon mai aveți voi, neapărat o pereche de pantalon gri din ăștia de bumbac și neapărat o pereche de pantalon de training negri. Variante, vă dau cele mai medii, să zic așa, la pantalonii aia gri, aveți de la Bershka, Pull&Bear, Zara, variante până în 100-120 de lei. Cea mai bună variantă la acești pantaloni sunt cei de la Nike, undeva la 240 de lei, 270 de lei, acolo prețurile depinde de site-uri și așa mai departe. Sunt cei gri de la Nike, au elastic jos, arată foarte bine pe toți băieții, sunt trenduri în America că fetele sunt nebunite de băieții care poartă pantaloni aia gri, deci da, băieții, luați aminte, pantaloni aia gri, fetele se uită și, dar nu înțeleg de ce, că până la urmă sunt niște pantaloni. Culoarea gri, da, la fetele plac la pantaloni, sunt comos, pot să merg cu ei zilnic. Cea mai bună variantă la pantaloni negri, tot așa de la Nike, sunt cei de Nike Tech, evident. Acolo avem black on black, pantaloni cu logo, deci nu neapărat, nu urlă că-s Nike, fitul lor e mișto, așa mai skinny fit. Dacă vrei să cauți ceva mai larg, au și de la Nike fără elastic jos. Dacă căutați bine, găsiți și la 300-350 de lei. După cum v-am mai spus, puteți merge în piețe să găsiți chestiile SH, dacă aveți norocul. Vă recomand să faceți chestia asta. Al doilea lucru esențial în această listă, pantaloni gri și pantaloni negri de bumbac sau de training și
așa mai departe. Ăștia neapărat trebuie să-i aveți. Pe locul 3 avem sneakers. Și vine aici așa cu 3 variante de sneakers, 3 categorii de sneakers de fapt. Prima categorie este perechea aia de zi cu zi, beater și cum vreți voi să-i spuneți, perechea care poți merge oricând, la orice oră, fără să te uiți la asortarea fitului și așa mai departe. A doua pereche este una confortabilă și a treia pereche este una hype, să zic așa, designer scumpă și așa mai departe, cu care să faci, să dai show off, să mergi în ziua aia în care te simți cel mai bine după ce te-ai tuns și așa mai departe. Acum revenind la aceste categorii, prima pereche care vă recomand, niște Air Force 1 Low alb, triple white, fresh. Deci perechea aia nu dai niciodată greș, îți cumperi una pentru fiecare an școlar, dacă îți permiți, zic așa. Undeva e la 599 de lei, e affordable. Dacă puțin te străduiești la școală, poți liniști să ajungi la bursă și să-ți pui câte 200 de lei în fiecare lună sau cât costă bursa aia și așa mai departe, deoparte, și în 3-4 luni îți cumperi perechea aia de Air Force. Deci e o pereche extrem de versatilă, să zic așa, și iese foarte bine în evidență, mai ales dacă-s fresh. Dacă îi purtați cu grijă și dacă îi curățați periodic, puteți să-i păstrați într-o condiție foarte bună. A doua categorie de sneakers pe care vă recomand este cea confortabilă. Aici aveți o grămadă de variante. Dacă vreți varianta mai scumpă, vă puteți lua o pereche de Yeezy-uri. Dacă vreți varianta medie, să zic așa, o pereche de Adidas Ultra Boost și așa mai departe, sau dacă vreți o pereche, o variantă ieftină, să zic așa, asta să mă gândesc, vă luați, nu știu, o pereche de la Decathlon din aia de pânză, care da, își fac treaba pentru, cred că 130 de lei sau cât costă, nu știu exact, dar aveți aici trei variante, trei opțiuni de buget, să zic așa. Ultra Boost găsiți și până în 300-400 de lei, o pereche foarte bună, că Ultra Boost mi se par că poți să umbli cu ei 12 ore, cu Air Force și și e comod, dar depinde de piciorul fiecăruia, dar Ultra Boost își fac treaba, mai ales în bugetul ăsta până în 400 de lei, să zic așa. Am atins aceste două categorii, avem a treia categorie, perechea hype. În această categorie vă recomand Jordan 1, 3, 4, 5, 6, deci nu, dacă aveți un colorway mișto, gen perechile de Jordan retro care vreți voi, care vă place vouă. Mie îmi plac Jordan 1, îmi plac Jordan 4, îmi plac Jordan 3, am și aici perechi, deci da, o pereche hyped. Avem acolo Off-White, perechile astea de designer, dacă vreți să investiți mii și mii de lei pe ele, eu nu sunt genul, puteți investi într-o pereche de Out of Office de la Off-White, o pereche foarte drăguță și așa la locul lor, să zic așa. Dacă vreți să mergeți mai departe, o pereche de Balenciaga triplesc, dar le-o cam trecut vremea, o pereche de Chain Reaction, dar deja s-a creat așa o categorie a oamenilor care poartă Chain Reaction, da, niște Balmain-uri din alea vapore, din alea vaporașe de alea în picioare, sau dacă vreți să mergeți până la capăt, vă luați o pereche de LV Trainers din aia la 5.000 de lei, 5.500 de lei, care mi se pare extrem de mult, dar da, astea trei categorii, eu zic că sunt essentials. Dacă ar fi după mine, v-aș recomanda două perechi, o pereche de Air Force 1 alb low, care neapărat să-i aveți în colecție, și a doua e o pereche de Ultra Boost, care sunt confortabil și merg pentru orice ocazie. Iată că am ajuns la al patrulea pilon din această listă, să zic așa. Un training. Bă, trebuie să aveți un training mișto pentru școală, aveți sport cel puțin o oră pe săptămână, neapărat să investiți într-un training care nu este foarte mult din perspectiva mea. Mie îmi plac foarte mult trainingurile de fotbal și nu numai, tricouri, accesorii de fotbal și așa mai departe. Un training de fotbal trebuie să aibă toată lumea. Poți să-l asortezi așa cu sneakers care să arate mișto. Deci trainingul ăla de fotbal e o necesitate. Faceți sport la școală, să nu mergeți să alergați în blugi, mi se pare cel mai nașpa. Faceți sport la școală, deci în zilele în care mergeți și alergați și transpirați și așa mai departe, efectiv prin trainingurile astea specifice, perfecte pentru sport, îți respiră pielea, arată și mișto, așa puțin mai skinny fit, sau poți să-ți iei și mai baggy fit, depinde de constituția ta, de corpului și așa mai departe, poți să asortezi mișto un training de genul, eu port că îmi place, nu numai că mă duc la sport sau așa mai departe. Găsești până în 500 de lei pentru pantalon și bluză care te ține mai mult de un an. Am training-uri de când aveam, din 2017, am dat 400 de lei în perioada aia și mă ține mai mult, mă ține și în prezent, mai mult decât o pereche de bluși care am dat mai mult decât atât, 1000 de lei sau ceva de genul. Deci într-un complet din ăsta așa sintetic, nu neapărat trebuie de fotbal, dar eu vă recomand să vă luați de fotbal, că arată mai mișto, e așa cu stema, cu logo-ul de la brand și așa mai departe, e estetica mea pe care o am în cap și e o necesitate din perspectiva mea. Când încep școala să ai un training mișto așa de fotbal și mai nou e la modă să aveți așa o estetica asta de fotbal, de street look și așa mai departe, că și rapperii și ăștia cam poartă mai mult cei din Anglia, dar
da, ușor, încet, încet, am văzut că vine și la noi în România. Mă bucur de asta. Deci da, un training cu echipă de fotbal, echipa voastră preferată, neapărat să aveți. Nu știu câți dintre voi aveți norocul de a merge cu mașina efectiv zilnic la școală sau de a avea bani pentru taxi sau de ce nu să ai propriul șofer. Eu când umblam la școală, mergeam cu autobuzul dimineața și normal, busul nu mă lăsa în fața școlii, mă lăsa în zonă, iar apoi trebuia să umblu până la școală. La numărul 5 aveți nevoie neapărat de un windbreaker sau de un rainproof jacket, neapărat pentru cei care umblă sau cel puțin sunt expuși până să ajungă la școală de vreme de afară. După cum v-am mai spus, lista asta e făcută din viziunea mea. Eu am trăit chestia asta că umblam pe jos la școală, până când să investesc într-o jachetă bună pentru ploaie, am suferit mult pentru că mă duceam cu umbrela și nu mă ajuta în totalitate sau uitam umbrela și eram efectiv tot ud, iar după ce mi-am luat jacheta, efectiv o port de fiecare dată când arată ploaie și mă ajută. Dacă te gândești să-ți iei o jachetă de genul care să te ferească de ploaie sau de vânt sau așa mai departe, îți recomand să investești în ea, pentru că cu cât o iei mai bună, cu atât te va ține mai mult, te va ține atât uscat și călduros, să zic așa, cât și an bun de zile. Deci da, dacă ai posibilitatea, investești într-un rainproof jacket sau un windbreaker și nu o să-ți pară rău. Am ajuns la numărul 6 al acestei liste și de-abia acum vorbim despre ghiozdan, care e o necesitate pentru școală până la urmă. Îți duci cărțile, caietele, îți duci mâncare, îți duci echipamentul de sport sau ce mai transportați voi la școală. La fel ca și într-un ghiozdan, consider că merită să investești pentru că îl folosești zilnic. Ghiozdanul fiind accesoriu de care vă ajutați zilnic să mergeți la școală, trebuie neapărat să investiți într-unul ca lumea. În primul rând pentru a vă ajuta postura. Cărând greutate, cărțile și caietele alea grele de la școală, o să vă strice maxim spatele. Să fie calitativ pentru sănătatea spatelui vostru, să fie încăpător, ghiozdanul să fie pe placul vostru, așa. De exemplu, mie îmi plăcea să ies în evidență cu ghiozdanul, purtam un ghiozdan roșu de la Nike, dar roșu din ăla aprinzător. Locul 6 în această listă, ghiozdanul, care este o necesitate, este un accesoriu pe care îl folosiți zilnic, trebuie neapărat să investiți și să vă bucurați de el. Pe locul 7 avem un accesoriu care e o necesitate cel puțin pentru băieți. Zilele în care mai tragem încă 2-3 zile de freza aia veche până să ne tundem sau efectiv zilele în care părul stă în toate părțile și nu ne avantajează deloc, ne trebuie neapărat o șapcă. O șapcă sau un beanie sau un fullback, snapback, cum vreți voi. O șapcă care să ne ascundă freza urâtă și să ne avantajeze, avem nevoie neapărat. Aici la șepci avem de la 50 de lei până la 120 de lei, asta depinde de ce șapcă vreți voi. Avem New Era la șepci și brandul 47 care are aceeași estetică ca și New Era, sunt puțin mai ieftine. Neapărat să fiți atenți la forma capului vostru și să vă luați șapca care vă stă cel mai bine. Dacă aveți capul mare și rotund, să nu cumva să vă luați șapca de aia cu cozoroc, că cozorocul să vină aici și capul vostru mare pe lateral, care arată foarte urât. Uitați-vă bine în oglindă când cumpărați, uitați-vă din toate părțile. Deci da, șapca sau căciula, biniu, ce vreți voi, în zilele alea în care n-ai chef să-ți faci freza și ei stă nașpa părul, ai nevoie neapărat de o șapcă. Pe locul 8, din perspectiva mea, este o necesitate nu doar acum la back to school, din trendul ăsta, este o necesitate pe toată viața, să zic așa. Un parfum. În primul rând, contează foarte mult să fii curat, să fii spălat și așa mai departe. Deodorantul care este accesibil și îl găsești efectiv la orice supermarket. Iar parfumul, sunt parfumuri la Zara la 50 de lei, 60, 70 de lei sau parfumuri la 1500 de lei, deci parfumul pentru toate bugetele. Atâta timp cât îți păstrezi igiena și miroși frumos, în primul rând ca băiat trebuie să-ți păstrezi igiena, să te îmbraci curat neapărat și să miroși frumos. Dacă îndeplinești aceste 3 chestii simple, ești deja cel mai băiat. Pe locul 8, esențial, parfumul. Pe locul 9 avem căștile. Căștile le puteți folosi pentru a asculta muzică, iar a doua funcționalitate a lor, dacă nu vreți să ascultați muzică, este să vă prefaceți că ascultați muzică și să nu vă bage lumea în seamă. Să păreți că sunteți ocupați și iar lumea nu vă bagă în seamă în momentul în care n-aveți chef de lume. Am făcut asta, fac asta, dar pentru că nu tot timpul am dispoziție de persoane și așa mai departe. Voi știți ce colegi aveți și puteți să nu-i băgați în seamă dacă aveți căști și ascultați muzică. Iar acum pe locul 10 este rândul vostru să scrieți ce lucru esențial ați adăuga în această listă. L-am lăsat liber pentru a asculta părerea voastră, numai bine îmi puteți scrie acolo în comentarii. Astea au fost 9 lucruri esențiale pentru back to school din perspectiva mea. Nu uitați, scrieți-mi acolo un lucru esențial care voi credeți că l-am omis în această listă. Aici a fost gazda dumneavoastră Dominic, să ne vedem cu bine la videoclipurile următoare. M-am pupat!